Chiar Alexandra propusese ideea ca ei, spectatorii, toți cei care intră în sala teatrului, să vină cu un obiect care să ne ducă cumva într-o zonă teatrală, un evantai, un șal, o mască. Ceva care să-l facă să simtă pe spectator că face parte activă din ceea ce se întâmplă pe scenă. Să se deghizeze complet. Sau să se deghizeze complet. Da. Asta a fost propunerea lui Alexandra și cred că este ceva provocator și atractiv pentru public. Sperăm că așa vor simți și ei. Și ceea ce am... Scopul fiind acela ca spectatorul să nu fie spectator. Adică ceea ce se întâmplă pe scenă are loc undeva în jurul tonisului. Iar cei care vin să vadă, cei care observă ceea ce se întâmplă la un moment dat, sunt tomitari. Și atunci, de acum, din toate timpurile. Deci, asta este intenția, să ai un obiect la tine care să te rupă de prezent, să te rupă de ceea ce este afară. Să-ți facă legătura în același timp cu ceea ce se întâmplă pe scenă. Să te oblige în felul ăsta să știi că trăiești alături de ceea ce vezi. Dar poate să fie orice, poate să fie o peciulă, poate să fie o mănușă, poate să fie o poșetă, poate să fie orice care cineva se gândește, vreau să merg la Halloween al lui Ovidiu și face acest gest și îl recunoaște în întunecimea sării. Cuvântul public implică pasivitate. Nu mai există asta în teatru modern. Publicul nu este cineva pasiv și știm asta foarte repede că vedem mobilele care se deschid. În cazul nostru, sper, dacă se deschide un mobil, omul va fi evacuat de păr sau de obiectul de la aici. Dar jocul teatral este un joc între actor și public. Este un joc al imaginației și un joc care începe pentru public în cortina care și trebuie să gândească la cealaltă. Vă mulțumesc toată lumea și...